Bun găsit pe scara cuvintelor. O problemă încă insuficient dezbătută în mediul nostru evanghelic are legătură cu valoarea intrinsecă a animalelor și, în prelungire, cu raporturile pe care trebuie să le aibă omul cu aceste creaturi ale lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că, în ce mă privește, nu sunt un mare fan al patrupedelor domestice, cum sunt câinele și pisica, dar asta nu înseamnă că le resping cât mai degrabă că îmi sunt oarecum indiferente. Explicațiile sunt la îndemână. De vreme ce am o soție și trei copii, mi-ar fi destul de greu să-mi împart atașamentul emoțional între aceștia și unul dintre patru pedele amintite. Pe de altă parte, locuiesc într-un oraș mare, iar condițiile de viață oferite aici unui animal nu sunt tocmai ideale. De altfel, în curtea noastră, cu câteva luni în urmă, s-a aciuiat o pisică, după o vreme, aceasta a născut cinci pui. Am oferit spre adopție trei dintre aceștia, pe ceilalți doi păstrându-i spre bucuria și responsabilizarea copiilor mei. Din păcate, toți, alături de mama lor, și-au pierdut viața sub roțile autoturismelor. Și dacă tot am personalizat discuția, e cazul să mai fac o mărturisire la care aș, aș adăuga și o mea culpa. În 2013, un copil de 4 ani era sfârșiat de câini vagabonzi într-un parc din București. Evenimentul a circulat cu viteză prin mass media, provocând, pe bună dreptate, reacții vehemente împotriva autorităților care nu au fost capabile timp de peste două decenii să rezolve problema patrupedelor fără stăpân. Eu însumi am reacționat pe o rețea de socializare, arătând că uciderea acestor animale agresivă se impune în regim de urgență. Reacția mea era justificată de faptul că, în mai multe rânduri, Plimbându-mă cu copiii pe străzile cartierului în care locuiesc, m-am simțit amenințat de câini și am fost nevoit să fac ocoluri largi pentru a nu mă intersecta cu aceștia și pentru a-mi ține astfel copiii la adăpost. Recunosc că, totuși, impulsul meu emoțional, cauzat mai ales de empatie, de felul în care m-am pus în situația părinților copilului ucis, nu a fost unul foarte potrivit. Căci, la o analiză mai atentă a situației, devine clar că nu câinii au fost problema esențială în situația cu pricina, ci oamenii care i-au abandonat. Așadar, țin să-mi exprim aici și acum părerea de rău pentru felul inadecvat al reacției mele. Și pentru a da valoare acestei atitudini, am ales să prezint astăzi o carte publicată de editura Rațio et Revelatio în 2013, intitulată Oameni și Animale, o perspectivă teologică și etică în traducerea doamnei Raluca Lazarovici Vereș. Tema centrală a acestei cărți este animalul și valoarea lui intrinsecă. Ceea ce dă substanța acestei teme este dezbaterea privind felul în care noi, oamenii, ar trebui să ne raportăm la animal în calitate de creatură a aceluiași creator. Încă din prefața semnată de Sara Tureta, ni se atrage atenția asupra două atitudini extreme reificarea animalului, pe de o parte, adică înțelegerea lui ca obiect și abordarea lui ca atare, utilitarist și uneori chiar cu violență, și, pe de altă parte, deificarea animalului sau elevarea lui până la a-i atribui o valoare care, în unele cazuri, o depășește pe cea a omului. Volumul adună trei texte aparținând unor autori despre care aflăm câteva lucruri pe ultima copertă. Enzo Bianchi, conducător al mănăstirii catolice din Bose, Anne Letizia Michon, medic veterinar și călugăriță a ordinului Saint-Jean, și Pietro Chiaranț, un creștin ortodox care a studiat teologia la Roma și Paris. Pe lângă aceste texte, sunt reproduse pasaje din sfinții părinți menite să susțină perspectivele celor trei autori. Iar postfața, semnată de Otniel Vereș, directorul editurii Ratio et Revelatio. Nuanțează și mai mult importanța înțelegerii creației ca întreg. Viziunea antropocentristă, în care omul este centrul, iar celelalte ființe și natura sunt anexele, fiind respinsă. Enzo Bianchi reproșează creștinismului occidental tocmai această viziune antropocentrică pe care am menționat-o deja, în care natura și animalele sunt marginalizate, ele nefiind altceva decât cadrul de afirmare sau manifestare a omului rege. După părerea lui, în Biblie există pasaje din care reiese că vestea cea bună a mântuirii este adusă și animalelor. Făcând referire la textul Genezei, autorul observă că omul a fost creat pentru comuniune. Chiar dacă animalele nu i-au fost suficiente omului, doar femeia fiindu-i așa, ele au fost create pentru a-i fi de ajutor. Să nu uităm că omul a primit Responsabilitatea de a numi fiecare animal în parte. Interpretarea lui Bianchi aici mi se pare superbă. Citez. Numind animalul, omul intră în relație și în dialog cu el. Îl recunoaște ca ființă vie în fața lui. Omul îi spune tu animalului. Cum tot astfel îi va spune ulterior și femeii. Există, deci, o relație de Co-creaturalitate între oameni și animale, și toate lucrurile create pe pământ, toate destinate să trăiască împreună, să împartă același spațiu terestru și să moară împreună după o viață plină de relații. Același destin leagă oamenii și animalele, care vor avea aceeași soartă. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se pogoară în jos în pământ. Spune și Ecleziastul la 3 cu 21. Omului, ca și animalelor, Dumnezeu le dă binecuvântarea lui și aceeași poruncă: Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Fiecare creatură e bună, spune imnul creațional din Geneza 1, și în această strânsă solidaritate reciprocă sunt binecuvântate toate creaturile vii, primind în dar pământul nici una fără alta, nici omul fără animal, nici oamenii și animalele și fără plante. Relația dintre oameni și animale nu este egală, dar nici nu se configurează ca aceea dintre un subiect și un obiect, pentru că ambii sunt subiecte, chiar dacă relația rămâne asimetrică. Problema este încă mai aprofundată atunci când se pun în balanță cele două stări ale creației prezentate în geneza: starea edenică de dinainte de cădere și starea post edenică de după cădere. Astfel, Bianchi observă că, înainte de a comite păcatul, omului nu -i este permis să se hrănească cu animale. Mai mult, înaintea comiterii primului păcat, Universul trăia într-o relație bazată pe respect absolut pentru viață. Este o stare pe care profeții, cum este de pildă Isaia, o invocă și o descriu ca mesianică. Lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie cu boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei. Năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizina bisilicului. Căderea provoacă practic un conflict intern în tot universul. Omul are dreptul să se hrănească cu animale, dar aceasta este doar o concesie. E răul mai puțin rău. Citez. Faptul de a se putea hrăni cu carne, trebuie să fie înțeles de om ca o concesie temporară și numai cu restricția de a nu mânca sânge, după cum spune în Geneza 9 4, ceea ce indică faptul că omul nu este stăpân asupra vieții animalului, iar acest precept va fi normat de lege, astfel încât sacrificarea să nu reprezinte o dominare totală a omului asupra animalului, ci să marcheze responsabilitatea omului față de viața acestuia. Interesant e că, atunci când Dumnezeu face legământul cu noi, El include în acest legământ și animalele. Nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului, spune Domnul. Analiza asupra chipului lui Dumnezeu din om mi se pare și mai interesantă. Dacă omul este creat după chipul lui Dumnezeu, atunci acțiunile lui, ale omului, trebuie să fie adecvate chipului acțiunilor lui Dumnezeu. Practic, Omul trebuie să prețuiască ceea ce prețuiește Dumnezeu și să reacționeze așa cum a reacționat Dumnezeu față de creație. Prin urmare, se poate afirma că omul nu se află în centrul creației, ci într-o comuniune de făpturi. În centru se află doar Dumnezeu, prin comuniune și dragoste. În concluzie, citez: Problema relației noastre cu animalele și plantele este de fapt o chestiune de viziune și percepție care ne sunt împiedicate. Ochii noștri sunt orbi, urechile nu știu să asculte. Dacă nu ar fi așa, totul ne-ar apărea ca fiind lucrarea lui Dumnezeu aflată în relație cu El. Pentru asta, noi ar trebui să știm să-L regăsim pe Dumnezeu în centrul vieții, să-L vedem în lucrarea pe pământul creat de El, în relație cu toate creaturile ar trebui să ne antrenăm spre cunoașterea făpturilor, pentru a învăța contemplarea naturii, pentru a avea aceeași privire asupra lor ca aceea lui Isus când observa păsările văzduhului. Pomii fructiferi sunt mesagerii vieții, crinii de pe câmp sunt mai eleganți decât însuși regele Solomon. Și pietrele vorbesc dacă ne subțiem sensibilitatea și le ascultăm. An Letizia Michon, medic veterinar, după cum spuneam la început, pleacă de la cele două atitudini extreme de relaționare cu animalele, deificarea lor și reificarea lor. Biblia spune ea, începe cu imaginea unui animal, șarpele și se încheie cu imaginea unui animal, mielul, dublat de imaginea leului. Ce potoare să reveleze animalele despre Dumnezeu? Vine întrebarea autoarei. Să observăm întâi de toate că există o diferență uriașă între om și animal. Astfel, umanitatea nu se divide în specii diferite, cum se întâmplă în cazul animalelor. Regnul animal se bazează pe pluralitate, pe când cel uman este unic. Animalele nu provin dintr-un animal unic, ci sunt dispuse în serie. De asemenea, omul se distinge de animale prin inteligența și voința sa. Puterea lui de a numi animalele demonstrează capacitatea lui de abstractizare, baza limbajului uman. A deifica animalul înseamnă a-i atribui în mod greșit valențe specific umane. La fel ca Enzo Bianchi, autoarea înțelege transformarea animalului în hrană ca pe o concesie făcută de Dumnezeu. Dumnezeu concede ceea ce înainte era interzis. Acordă omului permisiunea să ucidă animale pentru a se hrăni. Prin aceeași acțiune, prin care deschide porțile consumului de carne, introduce însă o măsură care limitează interdicția de a consuma sânge. Această prescripție de a nu mânca sânge, în care rezidă viața, transmite de fapt mesajul Că acea viață îi aparține lui Dumnezeu și nu omului și că numai cu permisiunea lui este posibilă folosirea ei. Omul este astfel responsabil, dar nu stăpân despotic. Păcatul Adamic este cel care a adus dușmânia dintre om și animal. Citez. Animalele din parteneri în legământul cu Dumnezeu și cu oamenii, devin instrumente de pedeapsă divină. Acest lucru e greu de înțeles. Existența animalelor feroce, capabile de a face rău, este realizarea și ilustrarea revoltei naturii împotriva umanității, ca și împotriva dezordinii care s-a produs în lume în urma păcatului originar. Înainte de acesta, toate animalele, domestice sau sălbatice, erau supuse celui care le dăduse lor numele. Dar, din cauza păcatului, toată creația este acum supusă deșertăciunii, cum afirmă și Pavel în epistola către Romani, capitolul 8, versetele 19 la 22. La ce ne folosesc atunci animalele? Ar veni întrebarea. De vreme ce acestea, după cădere, s-au întors practic împotriva noastră. Răspunsul autoarei atinge mai multe perspective. Cea mai importantă mi se pare a fi cea în care animalul joacă un rol vital în viața religioasă a omului. În cadrul jertfei din cortul întâlnirii, animalul înlocuiește victima umană. Apoi, distinția pe care o face Dumnezeu în Levitic între animalele curate și necurate. Are mai multe interpretări, fiecare dintre ele fiind pertinentă și conținând o parte de adevăr. Dați-mi voie să citesc două dintre acestea. Moise a exclus din regimul alimentar ale evreilor animalele care, în mod normal, sunt infestate de paraziți, ca porcul și iepurile sălbatic sau de casă. Limita unei astfel de explicații este faptul că nu toate aceste animale considerate necurate corespund acestor criterii de profilaxie. A doua explicație este de ordin sociologic. Pentru a păstra cultul adevăratului Dumnezeu, Moise dorea să separe Israelul de popoarele idolatre. Interzice așadar fiilor lui Israel să mănânce speciile folosite ca hrană de aceste popoare, pentru că adesea relațiile se înfiripă în jurul mesei. Astfel, evreii se disting și se protejează de păgânismul din anturajele învecinate. Din acel moment, opoziția dintre animalele curate și cele necurate marchează diferența dintre Israel și păgâni. Foarte important e ceea ce observă Anne Letizia Mișon, anume că animalele necurate sunt considerate a fi cele care Adună în un amestec. Necurăția porcului, spre exemplu, nu rezidă în faptul că este porc, ci în faptul că în el sunt amestecate caracteristici specifice rumegătoarelor, are copita despicată și a nerumegătoarelor, nu rumegă. Această combinație face din el un animal necurat. În felul acesta, Dumnezeu atrage atenția poporului său asupra riscului la care se supune atunci când se amestecă cu celelalte popoare. Un rol vital îl joacă animalul în viața noastră religioasă și prin valoarea lui simbolică, prinsă în pedagogia lui Dumnezeu din cuvântul său. De pildă, atunci când Hristos este asociat cu leul, dar și cu mielul. Juxtapunerea acestor două simboluri antitetice, leu și miel, Face posibilă exprimarea unei cristologii complete. Omnipotența lui Hristos este rodul sacrificiului său. Leul este citat de 130 de ori în Biblie. Este un simbol al forței, reprezintă pericolul și violența. Puterea în sine este bună pentru că oferă potențialul de acțiune, dar e și ambiguă întrucât poate fi folosită și în scopuri rele. Pentru a caracteriza forța, e nevoie să îi se precizeze scopul. Mielul este cel prin intermediul căruia se interpretează simbolul leului. Puterea lui Dumnezeu se manifestă în mod paradoxal prin sacrificiul lui Isus. Cel mai de seamă semn al puterii lui Dumnezeu constă în coborârea sa voluntară, rod al dragostei sale mântuitoare. Leul rămâne prezent în miel. Este forța lui Dumnezeu în lupta și victoria sa asupra răului, a păcatului și a morții. Forța sa se exprimă, deci, prin simbolismul mielului. Chiar dacă, în concepția autoarei, animalele nu sunt chemate la mântuire, ele sunt limbaj și vocabular în economia creației lui Dumnezeu. Prin urmare, atât deificarea lor. Cât și reificarea lor sunt atitudini eronate, opuse funcției lor de ajutor în procesul mântuirii și statutului lor de ființe vii importante pentru Dumnezeu. Pietro Chiaranț pleacă de la o întrebare generală. În ce constă, de fapt, mântuirea? Din punct de vedere teologic, a fi mântuit înseamnă a avea viață într-un Dumnezeu. Pentru Sfinții părinți, mântuirea este legată de om, de împăcarea lui cu Dumnezeu și de împăcarea lui cu sine însuși. Este un act al înnoirii care înnoiește, de fapt, întregul ambient cu care intră în contact, inclusiv animalele. În Ortodoxie, mântuirea este văzută și ca o iluminare, o transfigurare a întregii creații astfel încât lucrurile să reflecte frumusețea divină. A participa la această iluminare înseamnă a participa la mântuire, la o dimensiune care depășește caducitatea sau șubrezenia lucrurilor. Această dimensiune privește întreaga realitate materială, deci și realitatea animală. Așadar, spune autorul, nu se poate exclude din exercițiul Harului Divin materialitatea lumii din care omul este format, și împreună cu el animalele, chiar dacă om și animal primesc acest har în moduri și cu măsuri diferite. Sfinții părinți, în majoritatea lor, neagă ideea potrivit căreia animalele s-ar mântui. Însă, observa autorul, pe vremea aceea nu existau atâtea probleme ecologice, iar interesul față de mediu nu era foarte semnificativ. Să nu trecem cu vederea relațiile pe care asceții, le-au avut cu regnul animal. Au, adică, chiar dacă în centrul procesului de mântuire este așezată convertirea inimii omului, animalele au reacționat și continuă să reacționeze pozitiv în fața celor convertiți, în fața celor schimbați pe dinăuntru. Semn că și ele intră în mecanismul acesta al mântuirii. Pietru oferă în continuare exemplele unor asceți care, atunci când au intrat în contact cu animalele, au observat la acestea o reacție contradictorie. Ele au devenit supuse blajine. De parcă ar fi recunoscut în sfinți chiar semnele mântuirilor. Așadar, vocația mântuirii este universală și începe de la crearea ființelor, căci mântuirea, citez, nu e nimic altceva decât o viață de plină sau, cum spune Maxim Mărturisitorul, trecerea de la a exista pur și simplu la a exista într-un bine, iar de la aceasta, la condiția de bine etern. Această mântuire privește întreg Universul și, prin urmare, și animalele în felul lor. Oameni și animale este o carte atipică în mediul nostru evanghelic. Recunosc deschis că m-am bucurat mult de conținutul ei, nu doar pentru că mi-a deschis ochii și m-a îndemnat să privesc altfel mediul înconjurător. Ci și pentru că mi-a adus unele beneficii pe linie hermeneutică, ajutându-mă să cobor mai adânc în Cuvântul lui Dumnezeu, prin intermediul unei perspective cu care nu m-am întâlnit până în acest moment. Cărții ar lipsi un apendice practic, o dezbatere asupra contextului social al zilelor noastre. Fiindcă problema câinilor vagabonzi, să o spunem fățiși, nu a fost încă rezolvată. Din acest motiv, Chiar dacă oameni și animale este o carte necesară, ea nu este totuși suficientă.